Și-am să iau din dragostea, din inima mea, și-am să picure în inimile lor. Și-am să iau din puterea mea, și-am să torn în vasele lor. Oameni care să se așeze în sfărtura, oameni care să mă cheme pentru țară. Pentru că am însemnat teritorii unde ocrotirea va fi o ocrotire dublată. Am însemnat cetăți de scăpare și am însemnat locuri de izbăvire unde am să-i port, am să-i călăuzesc pe ai mei. Și vor fi scutiți de avalanșa de evenimente care vor mătura la vale mulțimi de oameni. Dar pe ai mei care își pun încrederea în mine și care fac în vremea asta slujba mijlocirii, am să-i așez în îngrădituri de protecție și vor fi păziți ei și casele lor. Și mai mult decât atât, am să întorc pe cei ce-și fac numărătoarea pe neleagul străin. Că a fost o vreme a plecării, o vreme în care am hotărât ca de pe altarele cu foc sfânt din țară să fie purtate torțe purtătoare de lumină și căldură în afară, în alte teritorii și să fie depusă mărturia umblării cu mine. Și lucrarea mea s-a extins și s-a înălțat numele meu în multe locuri însemnate de pe teritorii îndepărtate, zice Domnul. Dar a venit vremea întoarcerii și voi trimiteți vestea la cei dragi, la cei răspirați și împrășteați în diferite locuri, că a venit vremea întoarcerii și-ți deschise porțile larg să-i primească pe ai mei. Că vine vremea când se vor închide porțile și mulți vor vrea să vină și nu vor mai putea. Dar acum, pe cel sincer, ce mă caută cu sinceritate, vreau să-l conduc spre loc de scut, spre loc de ocrotire și voi duceți vestea asta mai departe, că-i vremea întoarcerii pentru cel ce vrea să asculte. Și voi mijlociți pentru țară. Că și această are, această măsurătoare de teren, această zonă, are locuri însemnate ca cetăți de scăpare. Și vreau să experimentați voi înși vă frumusețea izbăvirii ce va lucra pentru voi în vremea ce vă stă înainte.